Economia Spaniei trece prin cea mai grea perioadă de după războiul civil izbucnit în anul 1936. Țara a intrat în colaps economic, iar 4 milioane de oameni au rămas șomeri. Pandemia de coronavirus a dus la pierderea multor locuri de muncă, mai ales în industria ospitalității, acolo unde restricțiile au afectat turismul, barurile și restaurantele. Numărul spaniolilor care își caută un loc de muncă a crescut în luna ianuarie cu 1,96% comparativ cu luna precedentă. Potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii, aproape 40.000 de locuri de muncă au fost create în ianuarie, însă totodată au fost eliminate 219.000 de slujbe. Conform datelor furnizate de Eurostat, Spania a înregistrat în luna decembrie cea mai ridicată rată a șomajului dintre toate statele membre UE. Din păcate, astfel cum ni se comunică prin intermediul media, nu au foarte multe soluții și privesc cu îngrijorare această criză economică, având în vedere că am ajuns deja la cifra de 4 milioane de șomeri, iar rata șomajului este una dintre cele mai mari din Europa, aproximativ 16%. Economia spaniolă s-a contractat anul trecut cu 11%. Scăderea din 2020 pe fondul prăbușirii sectorului turistic depășește declinul economiei în anii în care au trecut de la criza financiară care a început în 2008. Cu toate acestea, guvernul de la Madrid se așteaptă la un avans al economiei de 7,2%, în timp ce Fondul Monetar Internațional estimează o expansiune de 5,9%.